Dar de la Dumnezeu este postul când n-ai ce să mănânci. Nu mânca nici puținul care ți-l dă. Că atunci stomacul neforțat și nepornit să macine, nu să macină singur și nu simți usturimile foamei. Nu mănânci deloc. Și atunci n-ai probleme. Dumnezeu îți dă prin post puterea de a răbda și mulțumirea cea sufletească și satisfacția cerească. Și atunci afli cuvântul care spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine și iese din gura lui Dumnezeu. De aceea e bine să ne oprim și cu vremea încercării. Cei care au cântat cântarea asta prima dată, au cântat-o acolo unde se putea trăi și se trăia zilnic această experiență. Chiar dacă ar fi să fiu luat și dus de mâini haine, oriunde închizi și chinezi să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să mor flămând și uitat la ust străine, să nu pot niciodată fără tine. Adică să simt permanent bucuria că Dumnezeu îmi satisface toate lipsurile celelalte. Atunci experiențele acestea se trăiau zilnic. Acum mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns vremurile de belșug, de bucurie, când ne putem bucura fără niciun fel de probleme și restricții. Dar altădată nu era așa. Dar dacă cei care au fost credincioși cu Dumnezeu în vremurile de foamete și nu s-au lepădat, au ajuns iarăși în vremuri de belșug. Cei care nu s-au lepădat de Domnul în strântorare și în suferință, au ajuns iarăși vremuri de libertate. Nimic nu ține veșnic. Totul este să nu te lași copleșit de astăzi, de prezentul acesta. Prezentul copleșește și anulează credința și mântuirea celor mulți. Când le merge bine, uită de Dumnezeu, uită că le-a fost greu. Eu am cunoscut un copil care plângea, zice, de copil am crescut chinuit în familia mea. Tata și mama nu s-au iubit niciodată. S-au bătut și s-au înjurat și s-au certat zilnic. Eu doream așa de mult o clipă de pace și de bucurie și n-aveam loc, numai în cimitir mă duceam seara și mă rugam, plângând acolo în cimitir singur, la mormântul bunicului, la mormântul bunicii. Am zis, un astfel de suflet care a crescut în starea aceasta, nu cred că va uita niciodată împrejurările acestea. Și când și el va avea o familie, omul acesta atunci va trăi în viața aceasta, în familia aceasta, ca un sfânt, aducându-și aminte în ce condiții a trăit el când vedea pe tatăl său și pe mamă s-a certându-se și permanent bătându-se în luptă și în ură unii cu ceilalți. Dar a venit vremea și acest copil chinuit atunci, care mergea în cimitir și plângea și se ruga lui Dumnezeu dorind o clipă de liniște, în familie n-avea, a venit vremea și a avut și el o familie. Și o familie binecuvântată. Și Dumnezeu l-a înzestrat cu atâtea binecuvântări că nu se mai simțea pe ce lume trăiește. Pentru că a foarte curând să uite și să înceapă și el în familia lui ce a văzut că tatăl și mama lui făceau în familie la început. Cât de vinovat trebuie să fie un suflet care a trecut prin încercări și n-a învățat nimic din el. Am fost într-o vreme mare strâmtorare, în una dintre cele mai grele perioade din viață pe care le-am trăit. Eram închis undeva cu încă doi nenorociți care erau în lanțuri. Odată pe zi când li se dădea de mâncare, le lua lanțul de la mâini ca să poată să se hrănească cu lingura. Și unul care îi păzea,
care fusese la Auschwitz, acolo în cuptoarele astea în care au ars milioane, sute de mii de oameni, scăpase printr-o minune de acolo. Avea pe mâna lui încă tatuat cu firul roșu semnul lagărului morții. A scăpat, l-a scăpat Dumnezeu de acolo. Acum el păzea pe cei nenorociți închiși. Niciodată nu mi-am fi putut închipui că un om care a trecut prin moarte, nu prin viață, ar putea vreodată să mai chinuie pe un semen al său, care și așa e destul de chinuit el prin starea în care e. Omul ăsta care îi păzea când mânca ei în ziua de Paște o ciorbă din castronul lor, stătea lângă ei și arunca cu pietricele în lingură, în gură, în față, în blid la cei care mâncau. Cum e posibil un om care a trecut prin atâtea suferințe să fie în stare să-și chinuie semenul său, care și așa e destul de chinuit? Mânca, cu mâna era legat și mânca cu mâna aia la altă. Și omul sta și arunca semenul lui, arunca în lingură, în castron, în gură, pietricele de acolo, de pe jos, unde putea să, în timpul care e. Iată în ce condiții poate să ajungă un om care a trecut prin suferințe și ar fi trebuit să aibă un suflet curățit, sfințit și binecuvântat, plin de milă și de compătimire față de semenul său nenorocit. Vezi cât de multă grijă ne trebuie nouă, că și noi suntem oameni și noi putem ajunge în astfel de stări dacă nu veghem. Vegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită. Uite, de aceea în vremea încercării pregătește-te pentru bucurie. Și în vremea bucuriei pregătește-te de încercare. Și noi putem ajunge în situația aia. Nu în situația celui legat cu o mână și trebuie să mănânci o dată pe zi o ciorbă nenorocită în care îi se aruncă pietricele. Ci în situația când noi putem să păzim pe altul, să fim oameni atunci. Am văzut oameni la ușa cărora se duceau câte un cerșetor nenorocit și închideau ușa și nu-i dau o bucată de pâine. Deși aveau. Sunt fapte bune pe care omul poate să le facă și nu le face. Fără să se gândească, el chiar cel care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu că a putea face bine și a nu-l face, este cel mai mare păcat. Pe cei mai mulți credincioși o să-i alunge Dumnezeu în ziua judecății din fața împărăției cerești pentru faptul că au putut să facă bine și n-au făcut. La Matei 25 nu spune, duceți-vă blestemaților că voi a fost criminali și bandiți și spărgători și teroriști și răufăcători. Ci duceți-vă blestemaților pentru că ați putut face bine și n-ați făcut. Asta va fi sentința cea îngrozitoare. Mulți credincioși se vor duce la focul veșnic atunci, alungați de mânia lui Dumnezeu, pentru că au putut face bine, au avut condiții să facă bine și n-au făcut. În loc să ne gândim, să mulțumim lui Dumnezeu că El, săracul, vine la noi, nu trebuie să mergem noi să cerșim la ușa Lui. Că El vine și ne ceară nouă și noi putem să-i dăm, nu trebuie să mergem noi să-L cerem Lui și El să ne dea nouă. Că nu noi suntem în situația când alții să ne facă bine, ci în situația când noi putem face bine altora și n-am făcut. Mi-amintesc de un frate care de ani de zile spunea că l-a pasă pe suflet povara unui bine pe care i-a putut să-l facă și nu l-a făcut. Și îmi povestea, zice, ori de câte ori ne ducem la mărturisire, preotul ne întreabă, ca un chestionar, ai o aprins, ai omorât, ai furat, ai făcut cu tare? Și mulțumim lui Dumnezeu, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, astfel de păcate, nici nu le-am gândit, nici nu le-am făcut. Totuși am făcut un păcat de care niciodată preotul la mărturisire nu mă întreabă. Dacă am putut să fac binele vreodată și nu l-am făcut. Am putut să-mi ajut un semen necăjit și nu l-am ajutat. Am avut condiții, am avut posibilități și nu l-am făcut. Nu l-am ajutat. Eram la o farmacie. Spune, am mai povestit de asta, da? Nu strică chiar și numai dacă unul n-a auzit-o. În fața mea, zice, era la ghișeu unde se calculează rețetele, o femeie necăjită, vedeam că e suferindă, vedeam că e necăjită, vedeam că e săracă, vedeam că are o mare durere.
și era neliniștită și tot aștepta să-i calculeze rețeta. Și aia de la rețete vorbea cu o colegă dincolo și râdeau și povesteau nu știu ce. Și asta așa a luat inima în din și a zis, Doamnă, vă rog foarte mult, calculați-mi mai repede, faceți-mi mai repede socoteala, am acasă pe cineva pe moarte și aș vrea să mă grăbesc să ajung cu medicamentul să-i îl dau. Și aia supărată că a întrerupt-o, se răstește la ea și ce, dumneata, îl scapi, dacă îi dați să moară, și așa moare, și dacă te grăbești, dacă nu. Aia a tăcut, da, până la urmă i-a calculat rețeta și a zis, 200 de lei. Și asta a început să plângă și i-a zis, Doamne, vă rog, faceți-o numai pe jumătate, că n-am bani decât pentru jumătate, dar vă rog, faceți-o mai repede. Asta i-a aruncat rețeta și a zis, supărată, dar ești la aprozar, ai să cumperi doi castraveți, ai bine, n-ai altul. Femeia și-a luat rețeta și-a întors plângând, zdrobită, și-a ieșit afară. Fratele zice, eram înapoi a el. Aveam buzunarul plin, punga era plină cu bani, aveam nu știu câte mii, nici nu mai socoteam, 100 de lei nici nu conta. Și zice, nu știu ce m-a făcut să nu-mi scot punga și să spun, Doamnă, faceți-i socoteala că plătesc eu diferent. Când m-am trezit, am ieșit afară, și m-am uitat în dreapta și în stânga, nu mai era nimic pe stradă, era aglomerație și a dispărut. Și atunci am simțit pe inimă răspunderea, cum pot eu să zic că n-am ucis? Sufletul acela poate că a murit din cauza că eu am putut să-i fac bine și nu i-am putut. Aveam posibilitate. Dumnezeu mie mi-a dat un serviciu, am câștigat, aveam și la cec, aveam și în buzunar, aveam condiții. Nu mă costa nimic să fac, să-i dau. Și totuși un demon a pus stăpânire pe inima mea în momentul acesta și n-am făcut. De atunci, zice, pe sufletul meu s-a pus așa o povară că nu mai pot scăpa. Mă rog, plâng, cer iertare lui Dumnezeu, promit, nu se ia de pe sufletul meu povara aceasta. Cum să fac, frate, de 5 ani port pe inimă povara asta? Mă duc, mă mărturisesc, mă împărtășesc, nu scap de această povară, ce se fac? Zice, mă tot gândesc în ziua judecății, când Domnul se împarte pe ai lui, cum desparte păstorul oile de capre, o să fiu și între cei de-a stânga. Și o să-mi zică, du-te blestematule, și eu să-mi zic, Doamne, dar păi când am putut face bine? Și o să-mi arate scena de la farmacie. Vezi tu, ți-aduci tu aminte, eu eram, femeia aia necăjită, eu eram. Te-am pus la încercare credința ta, care cunoști și care predici și care înveți pe alții, să văd în ce stare ești tu, cum asculți tu cuvântul care spun. Și atunci voi simți că e dreaptă judecata și mă voi duce zdrobit, dar mă voi duce conștient că Dumnezeu nu face nedreptate, că am putut să fac binele și n-am făcut. Da, acum, pentru că au venit frații, noi vrem să rugăm pe careva dintre frați să citească Psalmul 23 și un alt frate să facă rugăciunea de început și după aceea noi vom începe. Pentru că avem prin Harul lui Dumnezeu în seara aceasta și am dorit să fie cât mai mulți frați și surori aici. Mai avem câte ceva să ne împărtășim mai intim, mai familiar, mai legat de activitatea și de viața noastră și de datoriile noastre de fiecare clipă, și să ne putem să vă spun anumite lucruri, să vă cer părerea în anumite probleme, să vă dați consimțământul sau în orice caz să hotărâm noi asupra unor lucruri la care trebuie să gândim, pentru că vrând nevrând facem parte din această familie care are și bucurii, și datorii, și drepturi, și obligații, și binecuvântări, are și poveri și sarcini, și dacă Dumnezeu ne-a chemat să facem împreună parte din această lucrare sfântă, El a repartizat pe umerii fiecăruia dintre noi, frați, surori, tineri, bătrâni, câte o parte din sarcina Lui. Și pentru ca lucrul Domnului să meargă frumos, noi am vrea să vedem cam cum și să ne simțim fiecare în măsura în care ne revine datoria de a purta sarcinile și de a ne însuși anumite răspunderi pentru bunul mers al lucrării lui Dumnezeu. Dar pentru ca să intrăm în dezbaterea asta, începem întâi cu
rugăciunea de implorare a Domnului și cu dorința și cererea noastră ca Domnul să fie prin puterea și prin Duhul Său și prin Cuvântul Său și prin prezența Sa în mijlocul nostru, să ne inspire gândurile, îndemnurile, starea noastră împreună să fie binecuvântată de El și tot ce facem să fie în lumina Lui și sub călăuzirea Duhului Său și a Voii Sale. Amin.